Bună seara, doamnelor și domnilor profesori! Bună seara, dragi colegi, și bine ați venit la Jurbalul Boboților, ediția 2012. Prezentatoarele dumneavoastră în această seară sunt Zama Andreea Lavinia, împreună cu Ababe Adrian. La reușita acestui bal au contribuit domnii profesori. Dirigintea clasei a 12-a, doamna profesoară Sava Lătămioara. Dirigintea clasei a 12-a B, domnișoara profesoară Daisa Viera. Dirigintea clasei a 12-a C, doamna profesoară Dorina Ionela Miană. Este seara tuturor, dar în special este a bobocilor, a tinereții, a dansului și a muzicii, a talentului și, bineînțeles, a frumuseții. În această seară, participanții vor concura pentru titlul de Miss și Mister Boboc. Aplauze, vă rog! Am găsit combinația perfectă pentru un bal cât mai reușit, un juriu obiectiv, care va fi atent la cele mai mici detalii. Sponsori generoși, dar și concurenți frumoși, ambițioși, dornici să-și arate toate calitățile și să ne împute prin eleganță și rafinament. Jurul care va desemna câștigătorii în această seară este format din partea comunității locale, domnul primar Ioan Pavel, viceprimar Ababe Sorin, din partea Liceului Tehnologic Mihai Eminescu, domnul director Spiridon Ovidiu. Doamna profesoară Bucur Cipriana, doamna profesoară Ducean Adriana, doamna profesoară Bortă Daniela, domnul profesor Sorin Cristian. În partea elevilor, cu Joleana Luminița și Oșman Andrei. Sponsorii generoși de care vă vorbeam sunt Primăria Comunei Dubrăveni, domnul Ababe Sorin, domnul Ababe Dănuț, echipa Power Mix, Eva Cosmetic, Sergea Andrunache SRL, domnul Sergiu Pașniciu, Sergea Protul SRL, reprezentat prin doamna profesoară Negură Micaela, conditorul Suceava, domnul Monica Mihai Constantin, domnul Mihai Vasile. Toate acestea fiind spuse, vom da startul primei probe din această seară, și anume ținuta de seară, ocazie cu care vom cunoaște concurenții. Concurenta cu numărul 1 se numește Brumea Gianina, are 15 ani, zodia Vărsător, luptă și vei câștiga. Concurentul cu numărul 2 se numește Clamaca Alexandru, are 15 ani, zodia Fecioară, o zi în care nu ai râs este o zi pierdută. Concurenta cu numărul 3 se numește Anița Diana, are 15 ani, zodia Rac, niciodată nu judeca prea aspru, deoarece oricine merită încă o șansă. Concurenta cu numărul 4 se numește Filote Adina, are 14 ani, zodia Taur, trăiește-ți clipa. Concurenta cu numărul 5 se numește Oboroceanu Flavia, are 15 ani, zodia Rac, nu lăsa teama să te oprească de la joc. Concurentul cu numărul 6 se numește Dascălu Adrian Cristian, are 15 ani, zodia Pești, fie rotă și pătrată, tot se mai învârte odată. Concurenta cu numărul 7 se numește Manolache Cătălina, are 15 ani, zodia Gemeni, orice ar fi, nu uita să fii ce vrei tu să fii, nu ce vor alții. Concurentul cu numărul 8 se numește Laga Sebastian, are 15 ani, zodia Vărsător, învață din greșeli.
Concurenta cu numărul 9 se numește Galan Loredana, are 15 ani, zodia Leu, nimeni nu-i perfect. Concurenta cu numărul 10 se numește Cureluța Alina Florentina, are 15 ani, zodia Taur, iubește și vei fi iubit. Concurenta cu numărul 11 se numește a Petre Andreea Grațiela. Are 15 ani, zodia Rac, fiecare om are un suflet, fiecare om merită un zâmbet. Concurentul cu numărul 12 se numește Chiriac Andrei, are 15 ani, zodia Fecioară. Dacă iubești viața și ea te va iubi pe tine. Concurenta cu numărul 13 se numește Lăculescu Loredana, are 15 ani, zodia Berbec, ce nu te omoară te face mai puternic. Concurentul cu numărul 14 se numește Diacadi, are 15 ani, zodia Vărsător. Fericirea e la fel ca prăjitura, dacă mănânci prea mult te saturi. Aplauze vă rugăm pentru boboceii noștri! Rugăm concurenții să părăsească scena. Să se pregătească pentru cea de-a doua probă din această seară. Totodată mulțumim sponsorilor noștri. Primăria Comunei Dumbrăveni, domnul Abave Sorin, domnul Ababe Dănuț, echipa Power Mix, Avon Cosmetics, TC Ambronache SRL, domnul Sergiu Pașniciuc, TC Putu SRL, reprezentat prin doamna profesoară Negura Mihaela, monitorul Suceava, domnul Morișca Mihai, domnul Mihai Vasil. Prezentați faptele! Ei, prezint, nu știu, prezint! Prioritate unui tramvai. Ce? Mi-a acordat mie prioritate? Nu mi-a dat. După care ați demarat într-o fapă în viteză mare. Ei, mare? Dar cum mică? Să vedă fetele din mine. După care erați încălcați 4 agenți de circulație. Ei, 4. Nu erau 4, erau 5. Nu erau agenți de circulație, erau milițini. Salonul ăsta avea o problemă. E de Dacia. Ei, de Dacia, normal, dar nu e de Audi. Păi dumneavoastră conduceți în Audi. Ei, Audi conduc normal, dar nu conduc o Dacia. Păi de ce aveți salon de Dacia dacă conduceți un Audi? Dar eu conduc, cine se conduc? Sau acră mea? Nu, ea n-a Audi deloc, e la Galați. Cine v-a dat mașina? Ei, un om mi-a dat. Și v-a dat-o așa? Ei, așa, nu-i degeaba. Ajung într-o vacanță și mi-a zis dacă vreau. Vrei, vreau. Dacă vreau, o iau. Și am luat. Și v-a dat-o așa degeaba? Ei, nu-i degeaba, nu-i cadou. Nu, ce, prost? Nu-i prost. Deci ați cumpărat-o? Ei, am cumpărat-o, normal, dar n-am furat. Ei, nu l-am mai găsit. Cine? Ei, cine? Omul ăla care-a furat. Ha, deci mașina-i furată? Ei, furat, normal, dar nu-i cumpărat. Dumneavoastră știți că e ilegal lucrul ăsta? Ei, știu, cum să nu știu, știu. Dom'le, dar de ce sunteți așa de mulțumit? Ei, cum ați prins de aia, cum? Dumneavoastră sunteți așa de mulțumit că eu m-am prins. Ei, trec ăștia cu trailerile cu mașini furate, au trecut 3 de când stăm de vorbă. Adică tu ce mă ții pe mine de vorbă? Ăștia trei cu mașini furate? Ei, nu eu vă țin de vorbă, dumneavoastră mă țin de vorbă. Nu, eu n-am cu, vedeți cum ai trecut unul. Haideți, băieți, după mine! Băi, scoateți mâna din cocaină, ce credeți? Că dacă avem o mașină furată și ați interesat cocaină în spate, vă bateți la voi? Bați, cum să mă, bați! Invităm în scenă concurentul cu numărul 2, Flamaca Alexandru, care cu siguranță ne va descrisi frunțile prin ceea ce ne-am pregătit. Aplauze! Și urăm succes! Ca la grădiniță zi! Yeah.
sexy and I know it. Calma, sonata di vento.